Bună dimineața, este 5:30 și sunt printre primii oameni care au ajuns la radio. Așa mi încep ziua, cu o cafea făcută în bucătărie, știți? Bucătăria, acolo unde se adună toată lumea. În momentul când te-a pus să bei cafea, te gândești și care sunt invențiile care au apărut odată cu cafeaua. Și aș avea o idee să vă zic, italienii. Mă rog, italienii au învățat să facă espresso. Asta ar fi o invenție. Și mai am o listă aici, pentru că da, de dimineață când ești mai puțin treaz și cafeaua nu te ajută, ai nevoie de o listă ca să echilibrezi lucrurile. Și atunci vă mai zic așa, ăsta e drumul spre studio. Apropo, nu merg în mod normal la studio cu spatele. Și ar fi așa. Primul, espresorul, vă spuneam, a doua fi pastila, aceea pe care o bagi în aparate și sub presiune iese o cafea foarte aromată, pentru unii, pentru alții mai puțin. Ar mai fi presa la rece, am băut, durează mult până când se face cafeaua aia, dar e extrem de gustoasă și de aromată. Ar mai fi filtru, cel pe care l-ați văzut că îl folosesc, cafenelele, e locul ăla în care te adun cu foarte multă lume și începi să te simți bine. Și o să vedeți mai la finalul listei de ce se leagă cu motivul ăsta. Stați așa un pic că dispare. Avem cănile termice. Știți cănile alea când ui să pui capacul și ești în mașină, pui frână și dai pe tine? Da, e o invenție. Și unul dintre motivele și invențiile mari: socializarea, prietenia, evadarea. Astea sunt mai degrabă sentimente, dar sunt niște invenții care prind foarte bine atunci când ai o cafea în mână și spui: bună dimineața, bine te-am găsit, sărumâna mamă, ce mai faci? O, de când nu te-am văzut, prietene? Sunt lucruri care vin odată cu cafea.